De ce considerați că produsele educaționale informatizate reprezintă viitorul educației la nivel mondial? Foarte bună întrebarea. Considerăm într-adevăr că produsele educaționale informatizate sunt o parte evidentă din viitorul educației. Cu siguranță suntem convinși că și dascălul va fi întotdeauna acolo. Produsele, soluțiile IT în educație au demonstrat o certă valoare de-a lungul timpului. Și de altfel vin și vă întreb, oare nu soluțiile IT sunt în general parte integrantă din tot ceea ce înseamnă viitorul societății umane? Pentru că ele vin și simplifică, aduc confort, facilitează o mulțime de aspecte, au o valoare clar dovedită. În educație, în particular, sunt lucruri pe care le poți face mult mai ușor cu calculatorul, pe care nu le-am putut face niciodată înainte fără e-learning, sau care ar dura extraordinar de mult cu tabla și creta. De exemplu, cu ajutorul e-learning-ului poți merge și face o călătorie printre stele. Poți vedea și simula pe propriul tău calculator reacțiile nucleare din interiorul Soarelui sau poți merge în interiorul unui atom. Sunt lucruri care îți dezvoltă gândirea și întreg modul de proiectare al unei lecții electronice este conceput de așa manieră încât elevul să experimenteze, să învețe prin descoperire, beneficiind de întrebări, de facilitare din partea profesorului, dar el lucrând cu mâinile lui pe software-ul educațional, pentru că, în general, oamenii rețin, se spune, 10% din ceea ce aud, 20% din ce văd, dar ei își voi aminti cu siguranță 90% din ce fac. Și de aceea noi căutăm să punem elevul într-o situație de experiențe și să-l stimulăm în diverse moduri, astfel încât el să învețe prin experimentare, să învețe făcând, simulând. Și vin și vă întreb, ați observat poate că elevii, copiii din ziua de astăzi, ei se nasc digitali. Există și expresia digital natives. Ei sunt, învață alfabetul QWERTY înainte de ABC. Ei vin și cer și adoptă imediat lecții electronice și soluții informatice în educație. Adică, practic, le vorbești pe limba lor. Sunteți directorul general al sucursalei din Dubai. Dacă e să facem o comparație între sistemul de învățământ din zona Golfului și cel din România, care este nivelul de dotare în școlile cu tehnologie modernă? În Dubai există laboratoare informatizate de 25 sau 30 de calculatoare în fiecare școală, inclusiv în cele din deșert. Acum se desfășoară un proiect foarte amplu pe 5 ani de zile, inițiativă a șeicului Mohammed bin Rashid, prin care se urmărește furnizarea către fiecare elev a unui tablet PC. De fapt, ăsta este visul de aur al educației, să poată să se adreseze individual fiecărui elev. Deci să existe o interacțiune 1-1 între dascăl și cursant și astfel, dacă avem un calculator la un elev, suntem foarte aproape de acest deziderat. În România, programul Sistem Educațional Informatizat, unul dintre cele mai serioase, coerente, ample proiecte desfășurate vreodată în țara noastră, aș zice, a dotat toate cele 13.000 de școli cu laboratoare informatizate de 25 de calculatoare în care se programează și se țin lecții la mai toate materiile. Deci,
Cred că avem un nivel similar în momentul de față, de dotare, dar succesul unui proiect trebuie măsurat mai degrabă după gradul de utilizare al resurselor, nu doar după cantitatea de tehnologie livrată. Și, din fericire, și în Dubai și în România, ambele proiecte includ o cantitate, niște biblioteci uriașe de lecții electronice, care sunt folosite în lecții zi de zi la multe materii. Ce oferiți dumneavoastră în plus față de principalii competitori pe zona de programe educaționale informatizate? Noi am început lucrul la software-ul educațional cu mai bine de 10 ani în urmă. Am început făcând pionierat, era o piață încă nedescoperită, era o grădină goală la vremea respectivă. Am dezvoltat primele aplicații, am făcut cercetare, am investit foarte mult în pedagogie. Noi tratăm, și trebuie să spunem asta, mai degrabă aceste proiecte le privim mai degrabă ca fiind pedagogice decât IT. De aceea și ca angajați avem un mix foarte bun între programatorii, ingineri software și profesori, educatori în general, experți pe fiecare disciplină, pedagogi, chiar psihologi. Deci venim și aducem o zonă puternică de pedagogie și de asemenea o metodologie de implementare. Adică nu contează să ai cele mai bune produse, important este ca nu contează doar să ai cele mai bune produse, adică nu îți garantează succesul, ci succesul înseamnă să ai cele mai bune produse plus să te ocupi de instruirea utilizatorilor, de încurajarea lor, de diseminarea proiectului, astfel încât profesorii să adopte conținutul educațional la orele lor de curs. Profesorii și elevii sunt foarte încântați, întotdeauna au o plăcere extraordinară în a învăța, în a naviga, în a folosi lecțiile electronice. De asemenea, aș zice că din 2001 încoace suntem mereu în avangarda cercetării softului educațional și întotdeauna dezvoltăm la limita de sus a tehnologiei.